Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Cum mâncăm fără să ne îngrășăm? Este întrebarea pe care și-o pun multe persoane atât în perioadele de post, dar și de sărbători. Deși răspunsul este destul de simplu, epidemia mondială de obezitate arată că multe persoane nu reușesc să evite îngrășarea și să se mențină la o greutate optimă. Care sunt motivele și ce e de făcut? Aflăm dintr-un interviu realizat cu medicul Doru Negru, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice în cadrul Sanador. Domnule doctor, spuneți-ne în primul rând, ce greșeli fac oamenii în perioada postului? Mâncă. Vezi, povestea cu postul e o poveste drăguță. Totdeauna, înainte de marile sărbători ale burții, că noi nu mai știm că sunt sărbătorile sufletului, nimeni nu știe de postul Crăciunului, de nașterea Domnului sau de răstignire, toți știm că tăiem porcul sau tăiem mielul și facem mațubârnă. Și atunci toată lumea vine și mă întreabă, mai, dar e bun postul? Și răspunsul este da, este bun postul, că dacă nu era bun, nu rezista de atâtea mii de ani. Uite, acum vreo 2500 de ani, grecii antici au băgat de seamă că groapa ne-o săpăm cu dinții. Probabil că filozofia asta o aveau și ei, s-o citită de la fenicieni, dar eu de la grecii antici știu. Da? Bun. Nu, că nici atunci, nici acum, nimeni nu i-a ascultat pe filozofie. Și atunci, în înțelepciunea ei colectivă, societatea a băgat la înaintare foamea prin religie. În mod normal, foamea e firească în lumea animală din care facem parte. Animalul îi flămând 25 de ore din 24. Anormală e sațietatea. Dar când societatea a avut mai mult decât îi trebuie ca să nu moară de foame, a început să facă excese. Aceste excese au trebuit limitate și cum nimeni nu-i băga în seamă pe filozof, spuneam, au băgat-o pe religie. Uite, religiile arhaice, religiile tribale, nu spun nimic de post, da? Era sufletul pietrei, sufletul religiei animiste, da? Sufletul pietrei, sufletul copacului, poate eventual să nu-ți mănânci totemul, da? E, nici nu era mâncare pe vremea. Religiile politeiste ale societății dezvoltate au început să avem mâncare. Zeii ca și oamenii se luptau, să iubeau ambrozie și nectar. Nu spunea nimeni nimic de mâncare. S-a dezvoltat societatea, a văzut că excesul de mâncare este păgubos și atunci au băgat la înaintare foamea prin religie. Toate religiile monoteiste, eu nu cunosc niciuna, care să nu îți pună frână la mâncare, că se cheamă asceză, că se cheamă post, că se cheamă ramadan, că se cheamă mâncare, să mănânci coșer, orice spune, rabdă de foame și roagă-te la zeitate. Noi cu rugăciunile sunt foarte bine. Mamă, pupă, moaște până nu se mai poate. Ei, când vine vorba de răbdat, de foame, de post, dintr-o dată devenim farisei. Ce înseamnă post? Post înseamnă să dai la o parte excesul de proteină animală. De ce? Pentru că dacă ne uităm în gură, vedem că avem dinți și dacă nu avem dinți, ne punem dinți de fier și măsele de oțel care mimează dinții pe care ne-a dat mama natură. Și dinții ne arată că noi suntem făcuți să roadem, că avem incisivi, să triturăm, că avem măsele și faci urme de canini cu care să sfâșiem. Deci noi suntem omnivori, predominant erbivori. Dar în momentul în care am avut mai mult de mâncare decât e cazul, am început să facem exces de proteine, motiv pentru care, în înțelepciunea ei colectivă, societatea a băgat la înaintare abstinența de la exces. Da? De la excesul de mâncare, că se cheamă ramadan, de când răsare soarele și până apune, nu mănânci, iar pe urmă nu mai ai timp să faci mațubârnă, sau de la proteine de diferite calități, pentru că în societățile bogate, vestice, postul la papistași include inclusiv proteinele din lapte, postul la ortodoxi, care sunt mai săraci, de la o parte excesul de proteine din cursul anului. De proteinele deoparte, dar nimeni nu spune să dublezi la pâine dacă nu mănânci carne. Spune rabdă de foame și roagă-te la Dumnezeu. Fariseismul din noi ne face să facem mațubârnă cu tot felul de imitații de carne. Păi de ce? Postul spunea de la o parte. Nici măcar asta nu vrem să înțelegem. Cum să spun? E
ai de joc. Da? Deci cumva în post ajungem să consumăm multe făinoase, consumăm multe leguminoase. Multe? De ce multe? Aici, vedeți, asta e toată povestea. Postul spune, dă la o parte carnea, nu dubla. Nu, dă la o parte. Nimeni n-a murit de foame. Deci cumva eliminăm deci proteinele animale, eliminăm proteinele din lactate. Încă o dată, asta ține de religie. Excesul de proteine ne strică încet în timp. Da? Și atunci, postul totuși, uite, are din când în când, logic și frumos, dezlegare la proteină de calitate, dezlegare la pește. Da? E postul lung, da? Posturile scurte din cursul anului sunt făcute tocmai ca să faci mușchi la răbdat, să poți să ții postul cel lung. Nimeni nu te obligă, nu e obligatoriu, dar nu e rău. Dar noi suntem farisei, noi ne prefacem că facem, nu facem. Deci cumva una din greșeli ar fi să înlocuim carnea cu alimente. Carne de soia, e o prostie, da? Dacă respect, uite, rânduiala postului de 2000 de ani făcută, e deștept și înțelept făcut așa cum a lăsat-o societatea în timp. Da? Înlocuiește carnea cu ciuperci, cu măsline, dacă vrei să ții postul. Nimeni nu spune să-l ții. Da? Ce spune tata Popa la biserică? Măi, muierea gravidă, copilul, bătrânul, beteagul, nu-i musaia ține postul. Da? Or, aici e toată povestea noastră. Nu trebuie locuită. Ce să mănânc tot felul de... Nimeni nu te obligă să mănânci. Dacă tot vrei să ții postul, ține-l mai ca lumea, așa cum e lăsat datina noastră. Dar care ar fi, totuși așa să le spunem oamenilor explicit, care ar fi alimentele care sunt cele mai calorice, alimentele la care multă lume recurge și care într-adevăr încercăm... Tot ce ne place, da? Alimentele care au multă grăsime, evident că au energie multă. Uite, e o chestie foarte drăguță. Copilul care aleargă, copilul nu știe să meargă, el aleargă, el consumă multă energie și atunci el vrea dulciuri. Da? De ce vrea dulciuri? Pentru că e multă energie în volum mic cu eliberare rapidă. Și atunci mănâncă dulciuri și aleargă. La un moment dat, în partea a doua a vieții, se schimbă, se pervertește gustul. Puriu nu mai vrea dulciuri. Nu zice nu. Dar el vrea grăsime. Grăsimea e de două ori mai multă energie în volum mic, cu depozitare rapidă. Organismul, din partea a doua vieții, spuneam, se pune pe economisit, da? Și atunci, în partea a doua vieții, el caută să economisească, să depoziteze, pentru că animalul, pe măsură ce îmbătrânește, aleargă tot mai mult și mănâncă tot mai puțin, găsește tot mai greu mâncare și pe aia când o găsește, îi fură unul mai iute și mai puternic. Și atunci, în mod normal, în partea a doua vieții, organismul se pune pe economisit și caută alimente cu mare cantitate de energie, grăsimile. Deci trebuie să evităm să consumăm, să facem excese de uleiuri vegetale, de preparate care sunt iarăși pe bază de ulei. Iarăși o poveste. Dacă îmi spuneți ce ai exces, e o chestie minunată. Eu habar n-am. Ce exces? Când mănânci mai mult decât îți trebuie ca să nu mor de foame, faci exces. Foamea e normală în lumea animală. Noi nu știm. Și nu vrem. Și suntem prost învățați. Vedeți? Obezitatea, care are o explozie mare în populația zis civilizată, zis, mă? Obezitatea e o boală, dar nu e o boală bolnavă. E o boală socio-educațională. Societatea ne-a învățat prost că mâncarea e bună. Dar băutura, drogurile, țigările sunt rele. Mâncarea, băutura, drogurile, țigările sunt la fel de toxice. Dar despre mâncare nimeni nu ne-a spus niciodată. E ușor de spus? E ușor de înțeles. Toți știm că dacă punem prea multă apă la un litru de apă în ghiveciu cu flori de pe geam în fiecare zi un litru de apă, floarea putrezește și moare. E, ăștia suntem și noi. Suntem făcuți și mama natură milioane de ani.
ne-a făcut să putem rezista și să la lipsa de mâncare, la lipsa de hrană, e firească, e normală. Ori noi de când ne-am născut trăim în anormalitate. Habar n-avem ce e la normalul foame. Nimeni nu mănâncă de foame, mâncăm de dreaptă, plăcere, din plictiseală, din hedonism, de orice, numai de foame nu. Deci cumva postul ar putea fi o ocazie excelentă pentru a ne reeduca, să resimțim foamea și să mâncăm doar atunci când ne e foame și nu din considerentele pe care le-ați menționat. Iarăși este o poveste. Da, fără discuție. Partea proastă este că noi nu suntem obișnuiți cu treaba aceasta. Noi mai mult facem circ decât ținem post. Dacă postul vine din înțelegere, din religie și îl ții pentru că așa îți spune conștiința ta, n-am nimic împotrivă. Dacă îl ții numai așa ca să te faci că faci, mi se pare absurd și aiurea. Să nu mănânci și să mănânci, să cazi din, să sar din pod în pivniță, e o pagubă. Mâncare, intoxicație acută, intoxicație cronică, sar din pod în pivniță, nu mănânci pentru ca după aia să faci exces, de ce? De ce să ți-ai de mandă, mandă ca bila de la popice când o arunci aiurea? De ce să nu mergi pe calea cea dreaptă? Vedeți, e ușor de spus, da? Dar noi oamenii am întors mașina lumii cu sus în jos. Nu mai mâncăm ca să trăim, trăim ca să mâncăm. Am transformat mijlocul, mâncarea e un mijloc de a supraviețui, un scop. Și noi l-am transformat într-un scop, tot așa cum am transformat și banul dintr-un mijloc de schimb într-un scop. Toată lumea face la fel, o să-mi spuneți, băi, dacă toată lumea spune sau face o prostie, ea nu-i mai puțin prostie, e o prostie spusă sau făcută de toată lumea. Banul ca și mâncarea sunt mijloace, mijloc de a supraviețui. Da, masa are și un rol hedonic, bă, îmi place să mănânc. Foarte bine, e adevărat, așa este, tuturor ne place să mâncăm. Dar de aici până la a găsi că asta este singura plăcere.